Bună! Bine ați venit pe canalul meu, Dr. Crochet. Iată că a venit toamna, după cum bine se vede în jurul meu, și am zis să vin cu un proiect de toamnă, o pelerină tricotată de această dată, cu marginea croșetată, deci am combinat andrelele cu croșeta, însă această margine croșetată o puteți lucra tricotată de la bun început. Doamnele care știu a tricota, știu despre ce vorbesc. Vom urmări pașii în minutele următoare. Este un proiect tare simplu pe care vă invit cu drag să lucrăm împreună dacă doriți să fiți unicat. Și cum îmi place mie să spun, să avem spor și voie bună. Bine ați venit pe acest canal. Vă mulțumesc că v-ați abonat. Dacă nu v-ați abonat, nu ezitați să o faceți, nu vă costă nimic. Și firele, pentru fire, vă recomand pagina www.gabrielapasiuneacroșetatului. Vă pup! Bună, dragii mei, și bine v-am regăsit! Bine ați venit pe canalul meu, Dr. Crochet! Dacă v-ați abonat la acest canal, eu vă mulțumesc frumos! Dacă nu ați făcut-o, nu ezitați să o faceți, știți de ce? Nu costă nimic! Și dacă dați click pe clopoțel, o să primiți notificări atunci când eu postez un nou tutorial. De această dată vin în fața dumneavoastră cu un proiect tricotat, adică la andrele. Un proiect tare ușor, în culorile toamnei, după cum vedeți. Vedeta acestui proiect este firul Yarnar Jeans Crazy. Nu mai am din acest fir pe care l-am folosit, am până la ultimul firicel, să știți că am lucrat. Mi-au intrat mai exact la această pelerină 450 de grame și pentru această terminație, pentru aici la gât, da? Pentru această bordură, pentru margină și pentru contur jos la poale, am folosit Yarnar Jeans. Simplu, codul acestei culori este 88, este un galben tare, tare plăcut, mie îmi place foarte, foarte mult. Aveți aici jos și codul la acest galben, verde, portocaliu, un bleu spre gri, aici jos pe ecran. Firele, pentru fire, vă recomand pagina www.gabrielapasiuneacroșetatului.ro. O fată tare drăguță, are o gamă largă de fire, deci nu ezitați să vizitați și pagina ei. Vă voi explica pe îndelete pașii, cum am procedat, pe câte ochiuri am început, ce andrele am folosit și să vedeți cât de ușor este acest proiect pelerină tricotată, pe care vă invit cu drag să vă o lucrați și să vedeți cât de apreciate veți fi. Haideți să vedem mai exact pașii. Aș vrea să vă dau și câteva detalii despre fir. Aceste bobinuțe au 50 de grame și 160 de metri, au în compoziție 55% bumbac și 45% acril. Să știți că are o paletă largă de culori, Gabi, chiar cu siguranță veți găsi și pe gustul dumneavoastră. Am procedat astfel, am măsurat cu centimetru circumferința la gât. Da? Circumferință gât. Da, exact în jurul gâtului, să știți că am măsurat și am 50 cm. Mai întâi de toate, vă sfătuiesc să vă faceți din 10-20 de ochiuri un mic eșantion. Să vă stabiliți să vedeți pe ce andrele lucrați, pe 3 jumate, pe 3, pe 4, cum am lucrat eu,
pe 4 jumate. Depinde foarte mult și de cum lucrați dumneavoastră să vă placă textura care vă iese la produsul final. Și în funcție de aceasta stabiliți și câte ochiuri vă intră în 50 de centimetri. Mie mi-au intrat mai exact 97 de ochiuri. Am ales 97 de ochiuri ca să pot împărți totodată și în 6 părți egale. Să zicem că aici este cercul meu format din 97 de ochiuri. Această pelerină este lucrată pe 6 linii de raglan. Deci avem 1, 2, 3, 4. De obicei avem 4 la un pulover. Dat fiindcă este o pelerină, am dorit să fie mai amplă, să pice frumos și, și despicată în față, bineînțeles. Și partea aceasta din față, la partea din față, am mai folosit 2 linii de raglan. Deci avem 6 linii de raglan, adică 6 linii pe care noi vom spori pe aceste 6 linii. Deci automat eu trebuie să țin cont și de aceste 6 ochiuri. Deci 97 minus aceste 6 linii egal 91. Da? Deci 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aici, deci eu dacă aș fi împărțit 91 acesta la 6, da? 91 la 6, de ce? Fiindcă am aici 1, 2, 3, 4, 5, 6 la 7, îmi cer scuze, la 7, deci împărțit la 7, odată intră 9, 2, 1 și aici 7 în 21 intră de 3 ori. Vedeți că obțin o sumă egală. Eu ce am făcut? Am împărțit și mi-au revenit astfel. 15 ochiuri le-am rezervat pentru o parte, 15 pentru încă una, pentru încă una, pentru încă una și pentru încă una. Deci avem 1, 2, 3, 4, 5. 15 ori 5 îmi dă 75. Deci am 5 părți, da? Și dacă am înmulțit, am obținut 75 de ochiuri. Restul de ochiuri, în număr de 16 până la cifra aceasta 91, fiindcă, mă repet, din totalul de ochiuri am scăzut cele 6 linii de raglan și mi-au rămas 91. Deci 91 minus 75 obțin 16. Aceste 16 ochiuri revin aici în față, da? Dar fiindcă avem desfăcut pe partea din față această pelerină, am împărțit 8 și 8. Aceasta este împărțirea ochiurilor mele, da? Măsurați și dumneavoastră circumferința gâtului, vedeți câte ochiuri vă intră în circumferința gâtului dumneavoastră, așa, și apoi veți scade aceste 6 linii de raglan și împărțiți în 7, să vedeți cum mai adăugați câte un ochișor, mai treceți la partea din față, ca să obțineți părți egale. Aici avem un ochi în plus în față, nu cred că este nicio problemă, principalul este că mi s-a împărțit mie în două părți egale aici în față, după cum vedeți. Haideți să începem, eu am montat ochiurile simple, fiindcă ați văzut că am venit cu o terminație
la croșetă pe margine. Vă luați fir suficient. Ancorăm, deci după ce am dat firul în două, suficient cât să, chiar dacă mai rămâne un pic, nu-i problemă. Ancorăm pe, uitați în palmă astfel, firul și începem și lucrăm. Ancorăm, bineînțeles, și andreaua. Ne ajutăm cu degețelele ca să ținem ancorat, uitați, sub formă de V, sub formă de praștie, cum doriți, și haideți să începem să montăm ochiurile. Charlie, ne cerem scuze. Da? Montăm ochiuri simple până când avem 97 în cazul meu. Eu zic că nu este greu. Cele 97 de ochiuri, uitați, sunt montate. Primul rând îl vom lucra lucrând ochiurile pe dos. Iau primul ochi nelucrat. Țin firul în fața andrelei, după cum observați. Introduc andreaua prin prima buclă, scot firul. Introduc andreaua prin a doua buclă, scot firul. Și astfel lucrez tot rândul și apoi vom începe și vom împărți ochiurile. Primul rând este gata. Uitați cum vom întoarce. Și vom face împărțirea, da? Și vom urmări această schemă, adică voi lucra 8 ochiuri pe față, următorul voi lucra pe dos, fiindcă este prima linie de raglan, apoi voi lucra 15 ochiuri pe față, voi lucra un ochi pe dos, fiindcă este cea de-a doua linie de raglan, și tot așa voi urmări schema. Primul ochi îl luăm nelucrat, de această dată vom ține firul în spate, fiindcă vom lucra primele 8 ochiuri pe față. Voi număra și primul ochi, să știți. Deci, 1. Introduc prin buclă, scot. Al doilea. Introduc prin buclă andreaua, scot firul. Al treilea. Al patrulea. 5. 6, 7, 8. Acum aduc firul în față și lucrez un ochi pe dos. Aceasta este prima linie de raglan. Continuăm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, câte trebuie să avem? 15, corect. 11, 12, 13, 14, 15 ochiuri pe față. Și acum vom lucra un ochi pe dos. Aducem firul în fața andrelei, introducem prin buclă andreaua, și lucrăm un ochi pe dos. Vedeți cum rămâne liniuța aceasta? Acesta este ochiul pe dos și aici avem ochiul pe față. Haideți să lucrăm în continuare. Lucrăm 15 ochiuri pe față, 1 pe dos. 15 ochiuri pe față, 1 pe dos. Și o să vedeți la final, după ce faceți ultima linie de raglan, că vă vor rămâne 8 ochiuri pe care le lucrați pe față. Suntem pe dosul lucrului, la rândul 3, haideți să începem înmulțirile. Lucrăm primele 8 ochiuri, bineînțeles, pe dos, fiindcă suntem pe dosul lucrului, da? Luăm primul fir pe Andreea și începem și lucrăm. Avem firul în fața Andrelei,
numărăm 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Am ajuns la prima linie de raglan. Ce fac acum? Voi adăuga un ochi. Întorc, uitați, astfel, bucla, firul. Deci răsucesc firul ca să obțin o buclă pe care o voi atașa pe Andreea. Și astfel am adăugat un ochi, deci avem o înmulțire. Lucrez ochiul pe față, care reprezintă linia raglanului. Din nou răsucesc firul și formez o buclă. Îl adaug pe Andreea, deci am făcut o înmulțire. Deci avem un ochi de o parte și de alta a liniei de raglan. Lucrez în continuare. 1, acum pe față, da? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Am ajuns la cea de-a doua linie de raglan. Din nou răsucesc firul ca să obțin o buclă. Atașez pe Andreea. Lucrez ochiul pe față care reprezintă cea de-a doua linie de raglan. Răsucesc din nou firul și îl atașez pe Andreea. Lucrez în continuare, 15 ochiuri pe dos, facem înmulțirile de o parte și de alta și tot așa, lângă toate 6 linii de raglan. Acum, am ajuns pe fața locului. Pe fața locului vom lucra ochiurile ca atare, adică lucrăm ochiurile pe față până ajungem la linia de raglan, inclusiv ochișorul adăugat îl vom lucra pe față, vom lucra pentru linia de raglan ochișorul pe dos, vom lucra apoi din nou pe față ochiurile până la cea de-a doua linie de raglan și tot așa. Deci pe fața lucrului le lucrăm ca atare, sporim doar pe dos. Vom înmulți, spori, cum doriți să numiți, doar pe dos, un rând da, un rând nu. Acum puteți înmulți și pe fața lucrului, nu este greșit, Doamne ferește. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Am ajuns la ochiul adăugat pe care îl voi lucra tot pe față, fiindcă face parte din fața, din partea unde ochiurile sunt lucrate pe față. Ne ducem la linia de raglan și lucrăm ochișorul pe dos. Apoi avem ochișorul adăugat pe care îl vom lucra tot pe față. Uitați! Și continuăm până la cea de-a doua linie de raglan. Ne cerem scuze pentru sfărăitul lui Charlie. Este obosit. Charlie, te aude lumea că sfărăi aici pe fundal. Așa. Aproape că am ajuns și la cea de-a doua linie de raglan. O să vedeți că se adaugă ochiurile, da? În față aici vom avea câte unul. Apoi, pe interior, avem unul de o parte și unul de parte, deci automat se vor mai adăuga încă două ochiuri. Atunci când numărăm ochiurile. Am aici înmulțirea, da? De pe rândul anterior, lucrez ochișorul pe față, mă duc și lucrez linia de raglan, care este un ochi pe dos și apoi ochișorul, înmulțirea de pe rândul anterior, tot pe față. Și tot așa continuăm, da, tot rândul. Iată că am finalizat și rândul pe față. Acum întoarcem lucru, suntem din nou pe dosul lucrului, deci vom avea sporiri pe acest rând, înmulțiri. Luăm primul ochi,
și lucrăm. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Am ajuns la prima linie de raglan. Ați observat că am lucrat ochiurile pe dos. Acum ce facem? Răsucim firul ca să formăm o buclă pe care o introducem pe Andreea. Astfel am făcut o înmulțire. Lucrez linia de raglan ochișorul pe față și adaug din nou o buclă ca să am din nou un ochișor în plus. Lucrez până la următoarea linie de raglan, ochiurile pe dos. Înainte de linia de raglan, ce facem? Adăugăm un ochi, lucrăm ochiul care reprezintă linia de raglan și adăugăm din nou un ochi. Charlie! Charlie! Am ajuns la cea de-a doua linie de raglan. Dau firul în spate, fiindcă trebuie să lucrez ochiul pe față. Răsucesc firul, adaug un ochișor, am făcut înmulțirea. Lucrez linia de raglan, răsucesc firul și adaug un ochi. Din nou am făcut înmulțirea și vom continua astfel tot rândul. Haideți că nu este greu, este chiar foarte ușor, pe același principiu se merge, să știți, și la varianta croșetată, la fel adăugați și lucrați piciorușe cât aveți circumferința gâtului, tot de 50 în cazul meu, în cazul XL, stabiliți 6 linii de raglan unde veți spori. Acolo veți avea un picioruș dublu, linia de raglan, și ca să sporiți, ce faceți? Adăugați un picioruș dublu într-o parte și unul în partea cealaltă. Este foarte simplu și are același principiu și varianta croșetată. Suntem din nou pe fața lucrului. Cum procedăm? Lucrăm ochiurile ca atare. Haideți să lucrăm acum pe față, primele ochiuri, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, da, cât aveam la primul rând, apoi 9, fiindcă am avut deja o sporire, și acum deja îl avem pe al 10-lea, sporirea de pe rândul anterior. Lucrăm linia de raglan pe dos, ochișorul pe dos, și acum lucrăm din nou ochiurile pe față, da? Inclusiv ochiul pe care noi l-am adăugat pe rândul anterior, îl lucrăm pe față atunci când suntem pe fața lucrului. Acesta este principiul, este foarte ușor, după cum v-am spus, sporim un rând, da, un, unu, și haideți să vă explic pe pelerina mea cum am procedat, fiindcă de aici este foarte simplu. Acesta a fost principiul, voi aduce pelerina aici, în fața dumneavoastră, ca să vă explic. Eu am sporit astfel un rând, da, 1-1, timp de 25 de centimetri. De ce 25 de centimetri? Fiindcă acolo am ajuns eu la subbraț. Uitați, deci această porțiune de 25 de centimetri, pe această porțiune eu am sporit un rând, da, 1-1, fiindcă am ajuns în zona subbrațului. După care, ca să nu mă opresc brusc cu sporirea, am lucrat 4 rânduri și pe un rând pe față, unul pe dos, un rând pe față, unul pe dos,
fără nicio modificare, fără nicio sporire, înmulțire, cum doriți să o numiți, după care am sporit tot pe dosul lucrului și am procedat astfel de două ori. Adică de două ori am sporit din 4 în 4 rânduri. Mai apoi am lucrat 6 rânduri și am sporit. Din nou am lucrat 6 rânduri și am sporit. Deci mai apoi am sporit din 6 în 6 rânduri de 2 ori. Am mers până la lungimea dorită fără să mai fac nicio înmulțire. Lungimea ei este de, haideți să nu includem marginea galbenă, care este făcută cu croșeta, dar foarte bine o puteți face și la andrele, deci tricotată. Trebuie făcut o margină, fiindcă veți vedea că se răsucește lucru, da, și trebuie făcut o margină frumos. Și haideți să vedem ce lungime am obținut eu. Ați văzut, vine mai jos de fund. Deci, aici o faceți cât doriți dumneavoastră de lungă. Și am mai exact 64 de centimetri lungimea. Automat că se mai adaugă cu această terminație de la poale și cu gulerul, haideți să-l numim așa, și am ajuns la un 67. După ce am finalizat, aici am lucrat piciorușe duble reduse, adică am dat după croșetă și am scos prin toate trei, da? Trei rânduri, după cum vedeți. Introduceți croșeta să vă vină frumos, să nu vină încrețit lucru. Pe margină am lucrat un rând de piciorușe scurte mai întâi, după care am lucrat un rând de piciorușe duble reduse, exact ca la guler. Din loc în loc am făcut și 3 găici, fiindcă vreau să adaug 3 năsturei. Și jos la poale. Dar aici este opțional, cum doriți. Dar la poale eu am procedat astfel. După ce am făcut rândul de piciorușe scurte, am făcut grupuri de 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. De 5 piciorușe duble. Aici în margine am făcut doar 4, fiindcă am vrut să mai încadrez 2 floricele, 2 arcade, după cum vedeți, și fiind prea în margină, nu am vrut să mi se încrețească lucru. Și am introdus, după ce am făcut grupul de 5, da, uitați, 1, 2, în ochiul 3 am lucrat un picioruș scurt. Apoi, în ochiul 2 am făcut din nou grupul de 5. În ochiul 3 am introdus și am făcut piciorușul scurt și tot așa. Terminațiile sunt opționale, puteți să le faceți direct din andrele, nu este neapărat cu croșeta, poate nu știți să croșetați, zic și eu. E posibil, doar să fiți fan andrele, totul este posibil. Eu am vrut foarte mult să aduc acest fir în fața dumneavoastră să vedeți cum se așează firul Yarn Art Jeans Crazy. Este superb, îmi place foarte mult, dar și la croșetă să știți că se așează foarte frumos acest colorit. Eu vă invit cu drag. Orice nelămuriri, vă rog să mi le lăsați în comentarii. Am și grupul pe Facebook Lucru Manual de prin lume adunate, unde de asemenea vă aștept cu drag cu poze și vă voi lăsa în descriere și alte proiecte minunate de jachețică, de pulovere, tricotate, de ce nu, fiindcă e anotimpul lor. Toate cele bune și de-abia aștept să ne vedem la un alt proiect minunat din acest fir minunat. Pa, pa!